Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Cadouri muzicale de Sfântul Nicolae de ziua municipiului Onești. Start celui mai mare târg de Crăciun de la Târgu Ohna. Sportiva CSM Onești, Mihaela Valentina Cambei, a câștigat argint la campionatele mondiale de senior la haltere. Cadouri muzicale de Sfântul Nicolae, ziua municipiului Onești, spectacolul fiind oferit de către Primăria municipiului Onești și Consiliul Local Onești. Este momentul în care se dă startul colindelor și seria evenimentelor de iarnă. Este momentul în care se începe numărătoarea inversă până când cu toții vom sărbători nașterea Domnului Iisus Hristos. Pe scena special amenajată au urcat copiii talentați din Onești, dar și autori consacrați. Unul din cele mai așteptate momente a fost cel în care pe scenă a urcat îndrăgita Carmen Rădulescu. Aceasta a primit flori și a fost întâmpinată cu multe aplauze de către cei care o îndrăgesc. De altfel, în timpul spectacolului, copilașii prezenți au primit dulciuri din partea lui Moș Nicolae și prin bunăvoința administrației publice locale. Miercuri 7 decembrie, la Târgu Ohna s-a deschis cel mai mare târg de Crăciun de pe Valea Trotușului, iar muzica bună a fost asigurată de artiști locali, dar și de artiști consacrați precum Carmen Rădulescu. De altfel, primarul orașului Stațiune Târgu Ohna a vrut să dea o mână de ajutor producătorilor locali, iar la târg au participat doar cei din zonă sau din împrejurimi. Am văzut aici că mestecați de zor la mieji. Așa este, da. Vor merge sau cum? Nu am idee. Merg mieji? Nu știu, vedem, încercăm. Încercați așa marea cu degetul? Exact. Vedem, faceți concurență cu alunele, să vedem care din cele două produse se va vinde cel mai bine. Da. O estimare așa înainte? Cred că nucile. Nucile, da, bănuiesc. Nu știu. Adevărul e că miroase atât de bine ambele produse, îmbie așa cumpărătorii de departe. Așa este, cum vin fiert. Cum se vând? Care ar fi prețul la alune și care e la mieș? Nu știu, undeva la 8 lei. 8 lei cât? 8 lei 100 de grame. Așa, și la unii și la alții, nu? Da, da. Deci, cu alte cuvinte, să vină cumpărătorii și să servească. Exact. Așteptăm. Da, așteptăm pe toată lumea aici la Târgu Ohna, la Târgu de Crăciun. Un târg extraordinar. Sperăm, e a doua ediție, sperăm să continue cât mai mult aceste ediții. Sunt binevenite. Exact. Pentru toată lumea. Spor la bani. Numai bine, Doamne ajută. E o tradiție la noi, un cozonac secuiesc. Predomine nuca, cocos, scorțișoară, alune, cacao. Ciocolată am văzut acolo, parcă nu. Cacao e de fapt, da? Da. Care se vinde cel mai bine? Cel mai bine e cu nuca, nuca tradițională. Da? Suntem așa clasici. Clasici, români, jet by jet. Ok. O invitație pentru cei care ne urmăresc să vină la Târgu Ohna și să, de ce nu, să mănânce chiurte, să cumpere. Absolut, vă așteptăm cu cea mai mare plăcere să serviți un chiurtoș cald de la Târgu Ohna din stațiune. Asociația noastră activează în comunitate, în sfera serviciilor sociale. Avem o echipă inimoasă de tineri, de voluntari și multe din aceste obiecte le-au creat ei. Toți bănuții pe care noi vom strânge și din ceea ce au creat ei și din ceea ce ne-au mai adus ei, aveau pe casă decorațiuni, vrem să le folosim pentru a face Crăciunul mai frumos familiilor defavorizate, familii cu mulți copii, vârstnici sau cei care au situație precară financiară și vrem să le dăm daruri de Crăciun, astfel încât standul nostru este unul caritabil, singurul profit este cel al zâmbetelor bune pe care sperăm să le aducem de Crăciun celor nevoiași. Am mers până acum vânzarea, părinte? De-abia acum ne-am instalat, avem inima plină, suntem bucuroși și credem că vom da tot ceea ce am pregătit, așa că în zilele următoare sperăm să ne vedeți cu târgul gol, cu standul gol. O invitație pentru cei care ne urmăresc, ne uităm aici în cameră și chemăm să vină la Târgu Ohna să cumpere de la acest stand ca să facă Crăciunul mai fericit pentru copiii care, pe care viața n-a fost așa darnică. Vă așteptăm pe toți să veniți aici în Târgu Ohna, chiar dacă poate nu este roz viața nimănui, avem cu toții apăsări, trebuie să ne gândim că de sărbători uităm de cele care ne apasă, de supărări și de probleme. Venim să ne încărcăm aici inima și dacă facem și o cumpărătură, luăm ceva util pentru casă, ceva de gustat, ceva de la standul caritabil, reușim să bucurăm și pe alții și să ne umplem și noi inimile de bucurie. Bucată de casă cu diferite arome, avem...
avem prăjituri de post, avem cozonac de post învârtită cu piper. Cu siguranță nu o găsiți în altă parte decât la Târgu Ocna, la cofetăria acasă. Nuci, ișlere, cornulețe, sărățele, de toate, veniți și să prețul, 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 că lumea să vadă, să vină. Ișlele sunt 6 lei. Ișlerele sunt la 6 lei bucata, biscuitul cu nucă și cu cremă de ciocolată, nucile făcute ca acasă la kilogram 80. Ca la bunica, mai ales. Ca la bunica, exact. Sărățelele sunt făcute cu telemea și unt, cornulețe umplute cu dulceață de gutui și rahat. Avem turtă dulce, avem globuri de ciocolată pe care le putem transforma într-o ciocolată caldă delicioasă, e potrivită sezonului. Unde sunt globurile de ciocolată? Te rog frumos să ne uimești așa cu standul. Hopa, ce vine aici! Globurile de ciocolată și turta dulce. Și prețul, că lumea vrea să știe. Prețul la turta dulce 12 lei bucata, iar la globuri de la 7 lei până la 25 de lei cutia cu două globuri mari. O invitație pentru cei care ne urmăresc. Ce anume? O invitație. Vă aștept să degustați dulciuri adevărate, făcute ca acasă. Puteți să le transformați în cadouri deosebite de Crăciun, că Moș Nicolae a trecut, dar e luna cadourilor și așa că sunt potrivite de oferit oricând, în orice zi a acestei luni. Produse tradiționale direct din Grecia sunt cunoscute nu doar în județul Bacău, cam în toată țara. Cu ce ați venit astăzi aici? Am venit cu brânza feta, cu cașcavalul graviera, cu halumi pentru grătar sau la tigaie și brânza... Cu măsline bune! Da, deshidratate și calamata. Și cum aici avem cu ulei de măsline extra virgin. Avem uzo. Rahat uzo, rahat aromat. Pistic. Pistic, caju, halva. Curmale. Curmale, sigur că da. Facem și o călătorie așa ușor prin Grecia, chiar dacă este decembrie și ne pregătim de cadouri, nu? De luna, asta putem lua de aici cadouri. Sigur că da. Ce ne recomandă? De toate, toate sunt delicioase. Produse tradiționale aici la Târgul de Crăciun, târg în care au producătorii locali pot să-și expună ceea ce au cel mai bun acasă. Exact, asta facem noi de vreo 5 ani de zile sub brandul Băcănia Zumzete. Am adunat o serie de producători din țară și din împrejurimi pe care reprezentăm în Târgu Ocna. Bună mâncarea, că văd că și dumneavoastră ne îmbiați așa. M-ați prins pe picior greșit, da. Nu, v-am prins drept dovadă că dumneavoastră consumați înseamnă că sunt cele mai bune, nu? Da, 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 cele mai bune, sunt bune. Nu există cel mai bun nu există niciodată. Întotdeauna va fi cineva mai bun ca tine și asta e ideea, da. Ce avem aici, cu ce ați venit și care sunt prețurile? Pentru că avem de la stânga la dreapta emirea ecologică produsă de mine, da? Pateuri de porc și preparate din porc tradiționale românești, făcute de niște amici de-ai noștri din Bacău, au carmagerie în Bacău. No. Dudachi să numesc ei. Ceafă de porc, kaiser, chișcă, cârnați. Cârnați, buduroaie din astea de porc, niște pastramă, cotlet, jambon și aici avem niște șuncă. Ce mai e? Ce-o mai rămas? Am înțeles. Prețurile am văzut aici destul de bune, pentru că sunt prețuri de producător. Prețuri de producător sunt niște prețuri civilizate. Am încercat să le ținem în niște costuri ok, să se apropie toată lumea să mănânce, că despre asta e vorba. În opinia noastră, dacă ar fi să facem un top, care e cel mai bun produs de aici? Că ați spus că cele mai bune nu sunt, dar cel mai bun produs pe care l-aveți la vânzare? Ca să fiu eu așa host, nu, mierea mea. Nu, toate sunt bune, sunt alese pe sprânceană, v-am zis, colaborând de 4 ani cu ei, toate sunt încercate de mine, de familie și de prieteni. Nu intră nimic în Băcănie fără să fie testat în prealabil. Avem peste 700 de produse în magazin, în Băcănie, da, pe care noi le consumăm în fiecare zi. Am înțeles. Da, deci de la ce vă gândiți? De la roșii până la conserve, până la carne, până la mezeluri crud uscate. Aici e doar o parte, mai avem un magazin foarte multe. Fundația Culturală Georgeta și Mircea Cancicov din Bacău au organizat pe 3 decembrie, în parteneriat cu Asociația Culturală Familia Leca, ediția 25-a a Crăciunului Scriitorilor la Avangarda 22. Manifestarea a avut loc în Parcul Cancicov, iar Acum TV a fost partener media al reuniunii. Prezent au răspuns oaspeți din Bacău, București, pe
Piatra Neamț, Târgoviște, Onești, Comănești, Buhuș și Roman, scriitori, artiști și preoți, intelectuali, directori de instituții și patroni de firme, iubitori de cultură, artă, reprezentanți ai mass media. Cei prezenți au fost colindați de către soprana Claudia Vasilache, profesoară la Colegiul de Artă George Apostu, ce a fost acompaniată la pian de Elvis Condrea, de solista Oana Crețu, profesoară de asemenea la Colegiul de Artă George Apostu, de cantautorul Florin Țuțuianu, dar și de grupul vocal Suflet Românesc, de grupul vocal Vatra Satului, instructor Joachim Dămoc, precum și de elevele Elena și Teodora Tudose din comuna Cașin. De altfel, în deschiderea evenimentului, scriitorul Constantin Tudose, autorul lucrării Porțele de lemn ale Cașinului, Porțile Sufletului, a deschis evenimentul cu un interesant scurtmetraj intitulat Cașin, marca identitară națională, prezentat de Constantin Tudose, președintele Asociației Cașin, Tezaur de frumusețe. Iar primele colindătoare ale evenimentului au fost chiar Elena și Teodora Tudose. Tot ele sunt cele care au cântat în finalul manifestării. Au fost acordate premiile anuale ale Crăciunului Scriitorilor, oferite de către Fundația Culturală Georgeta și Mircea Cancicov, ale filialei Bacău, Asociației Naționale Cultul Eroilor Regina Maria, președinte Dănuț Voicu, și premiile poetul Victor Stan, în memoriam, care au fost înmânate de poeta Geta Stan Palade din Piatra Neamț. Vă salut pe toți cu multă prețuire. Poate vă întrebați de ce sunt eu aici cu voi de 2-3 ani la aproape la toate manifestațiile culturale și vreau să-mi cer iertare că vin, dar vin pentru că vă iubesc și vă iubesc pentru că aici am simțit foarte multă căldură și am fost primită de fiecare dată cu brațele deschise. Domnul Victor Munteanu este într-adevăr un fenomen, o persoană plină de har și care vine exact din sensibilitate și ambiție, din ambiția de a trăia așa de frumos cuvântul împreună, de a-i da viață și sens. Și cu toate că mă duc și la, particip și la alte întâlniri, la București, la Târgoviște sau în alte părți ale țării, nicăieri nu găsesc atâta căldură și atâta atenție. Mă uit la dumneavoastră, toți sunteți atenți. Nimeni nu manevrează telefonul, nimeni nu șotește cu cel din dreapta lui. Vă mulțumesc mult să aveți și să avem un Crăciun frumos, luminat, fericit și să ne revedem și domnul Domnul să-și nu-și piardă energiile și să ne bucure mereu. Sunt foarte responsabil ceea ce vorbesc întotdeauna. Îi mulțumesc doamnei doctor Ecaterina Petrescu pentru că m-a devansat cu un cuvânt extraordinar, spunând că această adunare a oștilor noastre, scriitorice și publicice și științifice, este un fenomen. Da, într-adevăr, Victor Munteanu a făcut din tot ce a prezentat, inclusiv această sărbătoare, Crăciunul Scriitorilor, a făcut un fenomen cultural. Victor, îmi cer permisiunea în fața prietenilor noștri să fiu primul care să-ți spun că meriți să ne adresăm ție cu maestre. Deci să ai tu și familia ta Crăciun fericit, dumneavoastră la fel, să vă bucurați de cei dragi și cei dragi să se bucure de dumneavoastră. Vă mulțumesc! E un prilej de a vă vedea în adevărata dumneavoastră frumusețe și măreție. Sunt încântat peste, pentru că de asta am și venit, sincer să fiu, să vă urez un Crăciun minunat, sărbători pe măsura sufletului dumneavoastră și sigur un an 2023, așa cum ne dorim cu toții. Admirabil gestul lui Victor Munteanu și al familiei, aș spune eu, pentru că e o întreagă... ăsta e într-adevăr și ăsta este unul din fenomenele de remarcat și e bine așa să ne mai întâlnim cel puțin 10 ani, așa mi-am propus eu cel puțin. Da. Mulțumesc, mulțumesc. La mulți ani! La mulți ani, dragi scriitori! La mulți ani la toți cei prezenți astăzi aici, ca simpatizanți sau ca sprijinitori ai culturii băcălani. Ce să vă spun eu dumneavoastră, celor care
vă jucați cu cuvintele. Aș ține să apreciez remarca unui confrate al dumneavoastră, care spunea că de regulă scriitorii, poeții, nu-și găsesc cuvintele. De aceea le caută. Și le găsesc. Le găsesc pe cele cu gust, savoare și mireasmă, așa cum spunea Tudor Arghezi. De aceea v-aș ura multă sănătate, putere, să aveți inspirație ca operele dumneavoastră să adune acele cuvinte cu mireasmă care să ajungă la sufletele noastre. La mulți ani! Hristos se naște, slăviți-le, Hristos din cer, întâmpinați-le. Într-adevăr, vin de la Pălușești, capitala mondială a fericirii, cum este titulatura completă. Ne bucurăm că acum avem și autostrada fericirii, pentru că a fost făcut tronsonul acela roman Bălușești de stradă, de autostradă și nu mai avem grob cum erau înainte și numim așadar strada aceea, autostrada fericirii. De fapt, și de la Bacău spre calea Dămienești și pe acolo este tot o autostradă fericirii. Dacă tot am vorbit despre autostrada fericirii, că cred că toți suntem astăzi scriși tot pe autostrada fericirii, pentru că iată, se naște Hristos, se naște Hristos în chip smerit și trebuie să-L întâmpinăm tot cu smerenie și cu bucurie. Pentru că, de fapt, acesta este sensul festivalului care a atins deja un sfert de secol, 25 de ani. Încă 25 de ani și mai mulți de atâta dorim să ne revedem aici, la Bacău, alături de domnul Victor Munteanu, așa cum s-a spus, fenomen cultural, nu doar local, ci național. Felicitări și la mulți ani! Este vorba de Crăciunul Scriitorilor, un eveniment pe care îl facem de un sfert de secol. Astăzi, acesta este al 25-a ediției. Aici vin, participă scriitori, artiști, intelectuali, patroni de firmă, din toate categoriile sociale. Este un prilej de sărbătoare. Noi în felul ăsta deschidem luna decembrie, care este pentru noi luna bucuriei. Ce înseamnă bucurie? Luna nașterii Domnului. Sala a fost plină, prietenii au fost aproape, invitații au răspuns prezent, a fost un eveniment pe cinste. Mulțumim frumos, cred și eu, sunt aproximativ mulțumit de cum a ieșit. De fiecare dată sunt surprize, așa se întâmplă la evenimente de genul ăsta organizate, dar a fost într-adevăr frumos, ceva deosebit. Sper ca fiecare să simtă la minte acest moment. Luni 5 decembrie, în comuna Coțofănești, a avut loc o manifestare omagială la 105 ani de la înființarea societății Mărăști. În prezent, Asociația Mărăști 1917, Mareșalul Averescu. Evenimentul s-a desfășurat în fața primăriei din comuna Coțofănești și a Căminului Cultural, unde au fost prezenți militari activi în rezervă și în retragere, reprezentați ai administrației publice locale, elevi și locuitori din comună. A fost prezent și președintele Consiliului Județean Bacău, Valentin Ivancea, alături de primarul comunei Coțofănești, Viorel Olariu. De asemenea, a mai fost comandorul Cristian Manolache, locțitorul secretarului general al Ministerului Apărării Naționale, care a transmis un mesaj al conducerii acestui minister, colonel Florin Coteț, comandantul regimentului 52 Artilerie, general Alexandru Tel, major Daniel Mareș, reprezentantul garnizoanei Focșani și al brigăzii 8 rachete operativ tactice al AICUZA. Au mai fost prezenți Dănuț Voicu, președintele filialei Cultul Eroilor Bacău și reprezentanți ai asociațiilor cadrelor militare în rezervă și în retragere din Focșani. Evenimentul a fost moderat de către președintele asociației, comandor aviator, lector universitar dr. Jeanel Tănase. Mai multe detalii în minutele următoare. Dați-mi voie să citesc câteva rânduri din procesul verbal de înființare acum 105 ani a societății Mărăști. Hotărârea adunării generale a delegaților armatei a doua în loc de proces verbal numărul 1. În ziua de 5 decembrie 1917 s-au întrunit în localitatea Coțofănești pe Trotuș, sediul Corpului 2 Armată, ofițerii generali și superiori delegați de la toate diviziile armatei a doua în următoarea proporție. Domnul general comandant al armatei a doua,
toți domnii general comandanți de corpuri de armată, domnii comandanți de divizii, toți comandanții de brigăzi și câte doi comandanți de regimente de fiecare divizie, în scopul de a se hotărâ asupra propunerii domnului general Alexandru Mărgineanu, comandantul diviziei a treia, în privința adunării unui fond cu care să se restaureze satul Mărăști, distrus până în temelie în memorabila bătălie de la Mărăști. Luând în deliberare propunerea domnului general Mărgineanu, domnul general de corp de armată Alexandru Averescu, comandantul armatei a doua, în aprobarea unanimă a adunării, a hotărât că această patriotică idee trebuie dezvoltată în sensul de a se crea o societate cu numele de Societatea Mărăști, din care să facă parte de drept toți ostașii trupelor și serviciilor armatei a doua. Întreaga adunare a ofițerilor generali și superiori, delegați ai trupelor armatei a doua, au pus bazele societății Mărăști într-o atmosferă de admirabilă însuflețire, luându-și fiecare angajamentul solemn de a sprijini totdeauna în viitor înfăptuirea patrioticilor scopuri urmărite de societate. Și trebuie să spunem că această societate și-a atins aproape în totalitate scopurile sale, adică a reclădit satul Mărăști, a construit edificiile din satul Mărăști, respectiv mausoleul de la Mărăști, școala, biserica cu hramul Sfânta Magdalena, a refăcut sistemul de canalizare și de apă al localității, drumurile, de asemenea uzina electrică. Mai are câteva obiective pe care n-a putut să le îndeplinească datorită începerii celui de-al doilea război mondial și ceea ce a urmat după cel de-al doilea război mondial, este de menționat faptul că Societatea Mărăști, iar Asociația Mărăști 1917, Mareșalul Averescu, continuă tradițiile acestea, deci este de menționat faptul că Societatea Mărăști nu a fost naționalizată de regimul comunist. Ea, practic, s-a desființat de la sine odată cu ultimii săi supraviețuitori. Este rostul nostru ca împreună aici, comunitatea de la Coțofănești, de unde a plecat această idee, comunitatea de la Mărăști și toți împreună, să continuăm această nobilă idee patriotică și, bineînțeles, să redăm grandoarea necesară locurilor în care s-a desfășurat măreața bătălie de la Mărăști, deci prima victorie ofensivă a armatei române din primul război mondial. Vă felicit pentru organizarea acestei activități deosebite. Sunt deosebit de onorat să particip la această activitate. Prin dezvelirea plăcii comemorative vom păstra vie amintirea actelor de eroism și vitejia pe care au dat dovadă înaintașii noștri pe aceste meleaguri, înaintași care s-au jertfit viața pentru reîntregirea neamului românesc, pentru libertatea noastră și pentru ca noi astăzi să vorbim limba română. Vă mulțumesc și vă felicit! Oneștiul are de ce să fie mândru. Talentata sportivă legitimată la Clubul Sportiv Municipal Onești a reușit să obțină un rezultat de excepție, mai mult decât onorant pentru o junioară. La campionatele mondiale de seniori la haltere, ce au loc acum în Columbia Bogota 2022, Mihaela Valentina Cambei a reușit să obțină o medalie de argint la smuls cu o performanță de 90 de kilograme, locul 8 la aruncat cu 104 kilograme și locul 4 la total cu 194 de kilograme, și asta în limitele categoriei de 49 de kilograme. Junioara Mihaela Valentina Cambei a reușit să bată recordul european de senior la smuls. Felicitări, Mihaela! Rezultatele obținute sunt o dovadă incontestabilă a muncii tale și un motiv de bucurie pentru noi toți. O mândrie pentru toată România, a declarat antrenoarea acesteia, Cristina Maftei. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Joi 8 decembrie, cerul va fi în cea mai mare parte noros, mercurul în termometre urcă până la valori de 7 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 1 grad Celsius. Vineri 9 decembrie, cerul va fi acoperit de nori, cu maxima zilei ce va ajunge până la valori de 10 grade Celsius. Ziua, iar noaptea, minima coboară până la 4 grade Celsius.
acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.